DJ-ul Ray Cordeiro, care a intervievat numeroase celebrități în calitate de prezentator de radio la Hong Kong, a murit vineri la vârsta de 98 de ani, după o carieră de peste șapte decenii. De-a lungul anilor, el a intervievat mulți muzicieni de seamă, inclusiv Beatles, Begis, Elvis Presley, Cliff Richard, Ella Fitzgerald și Frank Sinatra. De asemenea, el a fost recunoscut de Elvis Presley Enterprises Inc. Pentru contribuția sa de-a lungul vieții la realizările Presley, informează AFP. Cartea recordurilor Guinness l-a desemnat în 2000 drept dj cu cea mai lungă carieră din lume. Reinaldo Maria Cordeiro a fost o figură eminentă a culturii populare din Hong Kong, cu o contribuție considerabilă la scena muzicală hongkongeză, a declarat sâmbătă secretarul pentru cultură din Hong Kong, Kevin Yong. Reinaldo Maria Cordeiro a fost o figură eminentă a culturii populare din Hong Kong, cu o contribuție considerabilă la scena muzicală hongkongesă, a declarat sâmbătă secretarul pentru cultură din Hong Kong, Kevin Young,